Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm unboxing Avon, unboxingul campaniei cu numărul 11 pe anul 2024. Bineînțeles, catalogul aferent lunii noiembrie. Bineînțeles că aceasta este broșura din care am pus comanda și am avut o comandă de 654 de lei preț de catalog, la care am beneficiat 30% reducere, deoarece sunt situată pe nivelul aur. Cei care sunt la Avon știu despre ce este vorba. Și am două cutii, una din aceasta mare și una din aceea mică. Zic să începem unboxing-ul și să vedem ce minunății se ascund în aceste cutii. Îmi cer scuze pentru zgomot. Să știți că am plasat comanda mai repede, deoarece am avut pe comandă mai multe produse și am o doamnă care urmează să plece la fiica ei în străinătate și atunci avea nevoie de produsele respective. Dar să știți că a venit comanda destul de greu, am plasat-o pe data de 14 și la mine a sosit abia în data de 21. Probabil s-au intercalat cu ofertele acestea de Black Friday. Da. Asta este. Voi pune cutia așa și să vedem. Aici am factura pe care o îndepărtez pentru că știu că nu vă interesează. Aici am un set despre care aș vrea să vă vorbesc la final. Îl voi scoate din cutie, dar promit să nu uit să îl pun la finalul clipului. Pentru început aici avem un, stați numai să citesc, da, un set persiv care a costat doar 49 de lei și este format din apa de toaletă sau parfum, o secundă pentru că nu știu, apa de parfum, îmi cer scuze, persiv la 50 de mililitri și loțiunea de corp la 125 de mililitri. Pe acesta l-am luat eu în intenția de a-l face cadou, mă bucur enorm de mult că vine sigilat, vine și într-o cutie destul de drăguță, da, aici se poate vedea exact. Mi s-a părut un preț foarte bun, 49 de lei, având în vedere că de multe ori doar apa de parfum este ofertată la 75-79 de lei. Nu am luat mai multe, deoarece intenționez să fac și alte cadouri, dar pe aceasta am luat-o, e bine să o am acolo. Mai departe, tot eu am luat, pentru că au fost la prețuri fantastic de mici, aceste seturi. Și mă bucur tare mult pentru că eu le ador, efectiv, apar mereu în preajma sărbătorilor. Și inițial vreau să iau câte 2-3 bucăți din fiecare set. Dar am zis să nu mă aglomerez iarăși cu produse, pentru că și așa am foarte multe, pentru că a avut un preț foarte, foarte mic. Este vorba despre setul acesta format din loțiunea de corp la 150 de ml și spumantul de baie la 250 de ml, Berries in Chocolate. Este cu fructe de pădure, miroase super bine, preț de catalog 16 lei, cu reducerea aceea de 30% a venit undeva la 11-12 lei per ambele produse. Da? Și spumantul de baie, sinceră să fiu, câteodată îl folosesc pe post de spumant de baie, alte ori îl alternez și îl folosesc pe post de gel de duș. Îmi funcționează de minune și miroase fantastic. Și ce știu este că aceste loțiuni de corp vin cu un mix SIDEF, pot să zic. Vreau să văd. Veneau așa combinate în două culori. Acum vine așa doar într-o culoare. Și aveau așa un mix SIDEF, ca să nu mai spun de aromă, pentru că sunt excepționale. Eu le ador, le iubesc. Mi pare rău că se găsesc doar în perioada sărbătorilor, dar știu că le găsesc de fiecare dată. Are foarte, foarte puțin SIDEF. Nu știu cât se va vedea pe cameră. Are așa mici particule argintii și miroase, oh my god, de seară fac duș și chiar voi folosi. Deci acesta este un set comandat de mine și
Nu știu, acesta să fie? Nu. Nu e acesta. Dar nu văd aici. Bun. Deci nu văd, sunt puse puțin aiurea, aș zice. Sper să nu vă supărați, dar voi da puțin la o parte cutia pentru că este destul de goală. Și voi deschide cutia aceasta mică. Aici sunt mai multe produse, deși este cutia 2 numerotată. Și da, puteți vedea că aceasta este mult, mult mai plină. O pun pe ea aici, așa. Și acum vreau să caut spumantul de baie aferent aceste... Ups! Da, graba strică treaba, știu, însă, după cum am spus, mă și grăbesc puțin să pot să livrez produsele. Aici este celălalt set despre care vă spuneam, Delightful Vanilla, la fel, spumant de baie 250 de ml, loțiune de corp 150 de ml și el a fost tot 16 lei și eu mă bucur, după cum am spus, mă repet, că le găsesc în fiecare catalog în preajma sărbătorilor. Bun, mergem mai departe. Am avut pe comandă și o să le iau așa ca să fac seturile, pentru că știți că mie așa îmi place să le prezint. Am avut pe comandă două seturi din acestea, așa, pentru bărbați. Și o secundă că eu mi-am notat, acesta cu acesta ar fi un set, au fost la 40 de lei, apa de toaletă Men's Scent sau Scent for Men, masculin Woody, acestea au 30 de mililitri și dacă ar pune focus ar fi prea perfectă situația, și un spumant de baie Jungle Rainburst 2-in-1, care este un hair and body wash, adică poate fi folosit atât pe corp cât și pe păr. Are 500 de mililitri, 40 de lei ambele, pe comandă. Și celălalt set, tot pe comandă, tot cu 40 de lei. Avem Green Fuger, apă de toaletă la 30 de mililitri și un, din nou, un 2-in-1 hair and body wash, tot de la Sensis, Extreme Limits, 500 de mililitri. Mi s-a părut un preț foarte bun pentru ele, 40 de lei, doar apa de toaletă era 30 de lei singură. Acum vă dați seama, pentru 10 lei un astfel de gel de duș de jumătate de litru, eu zic că se merită din plin. Am avut pe comandă de la Advanced Techniques acest tratament bifazic pentru reconstrucția părului, infuzat cu Kerapantenol complex. Are 100 de mililitri și a fost la doar 16 lei. Îl am și eu, este foarte bun. Se aplică doar pe lungimile părului. Se agită foarte bine înainte și primește așa o culoare ușor lăptoasă, aș putea să zic. Are un miros foarte plăcut și să știți că părul se simte ușor mai protejat. Mai ales acum că a venit frigul și cred că toate ne confruntăm cu efectul acela de frizzy, pentru că da, vrem să purtăm și părul desfăcut pe spate și atunci se freacă fie de jachetă, fie de palton și avem efectul acela frizzy. Acesta este super bun, îl îmbrac așa cu o peliculă. Să știți că nu trebuie foarte multe pulverizări pentru că îl îngrașă. Depinde cât de lung aveți voi părul, eu zic că per total 5 pulverizări sunt mai mult decât suficiente, pentru că este destul de consistent și da. Și îmi pare rău să văd că a venit la acest parfumel cutia așa, dar sunt ale mele. Era o ofertă foarte bună. Numai o secundă, pentru că nu mai știu exact, pe acestea văd că nu mi le-am notat, dar mi se pare că luai unul cu, numai puțin, nu vreau să vă zic prostii,
Oricum a fost foarte bună oferta și mereu profit de ea. Da. Un parfum cu 75 de lei, al doilea cu 25, ceea ce înseamnă 100 de lei două parfumuri și acestea au fost cele ofertate. Pe mine mă atrage foarte mult acest parfum, îmi place enorm de mult cum miroase, dar dintre toate cele prezentate, de obicei este găsit și cel mai scump dintre ele. Au fost dăți când a fost ofertat, mă rog, prezentat în catalog și cu 95 de lei, un singur parfum, deci vă dați seama că am profitat și am achiziționat două. S-ar putea pe unul dintre ele să le fac cadou, cu siguranță acesta, pentru că acesta are ambalajul ușor deteriorat, dar pe mine personal nu mă deranjează. Mă bucur că nu sunt amândouă pentru a fi oferite cadou. Și tot eu am luat două parfumuri din acestea, Attraction Desire. Cei sau cele care mă urmăriți știți că parfumul meu preferat din totdeauna de la Avon este Attraction-ul clasic și colecția mea preferată este, bineînțeles, Attraction. Am înțeles că acest parfumel va fi discontinuat din catalog, nu știu de ce. Este un parfum sublim, îl ador, îmi place extrem de mult, are și o persistență foarte, foarte bună. Vi-l recomand, este apă de parfum, are 50 de mililitri și oferta era cam așa, oricare unul cu 105 lei, al doilea cu 30 de lei, erau câteva și pentru bărbați și acestea erau pentru femei, eu am luat două din acestea, vă dați seama că 135 de lei, două parfumuri Attraction, nu știu când ne vom mai întâlni cu genul acesta de oferte, mai ales la parfumurile Attraction, pentru că sunt super mega bune. Cel puțin eu mă înțeleg foarte, foarte bine cu ele. Bun, mai departe, numai puțin, că aș vrea să vi le prezint așa într-o ordine oarecare mai ok. Tot eu am luat din ofertele acelea pentru reprezentanți aceste parfumele la 30 de mililitri are fiecare, Eau So Loved și Eau So Happy, fac parte din colecția LAC, au fost super ofertate, 23 de lei fiecare, deci 23 de lei bucata. Deși sunt niște parfumele micuțe ca și cantitate, să știți că au o persistență destul de bună și din plin credeți-mă că și-au meritat cei 23 de lei fiecare. Pentru că această campanie nu s-a încheiat, chiar vă îndemn să achiziționați aceste parfumuri dacă le mai găsiți pe stoc. Chiar sunt foarte, foarte bune. Apoi, în catalogul trecut ați văzut că am avut pe comandă, sau mă rog, cred că v-am spus, că am avut pe comandă câteva produse Anew, care din păcate nu au fost pe stoc. Vă spuneam că am o clientă care și-a achiziționat setul acela format din crema cu protinol și acest ser. Data trecută a venit doar crema, i-am spus clientei, nu e nicio problemă, este o clientă foarte înțelegătoare și a spus că așteaptă cu nerăbdare și serul. A venit acum, îl voi plasa și tare încântată va fi. Are 30 de mililitri și știu că în set cu acea cremă mi se pare că erau ambele cu 109 lei. Acum sper că rețin eu bine. Și tot acea clientă și-a comandat și această cremă pentru zona ochilor, care la achiziția oricărui produs Anew de la anumite pagini semnalizate de ei, se putea lua această cremă cu doar 10 lei și bineînțeles că acea clientă a dorit-o. Are 15 ml și o am și eu, este o cremă foarte, foarte bună. La fel, vi-o recomand cu tot dragul. Mergem mai departe, tot din campania trecută, dar de această dată din setul acela cu noutăți, setul acela cu lansări. Știți că am comandat setul respectiv și atunci nu a venit această mini cremă de mâini cu glicerină și jasmine scent, adică cu iasomie.
Are valabilitate 12 luni de la deschidere, 30 de mililitri și, din nou, aceste creme de mâini se găsesc tot așa în 2-3 campanii maxim, în perioada sărbătorilor de iarnă și sunt 3 arome diferite, foarte, foarte drăguțe, foarte practice pentru a fi purtate în gentuță, rucsăcel și, totodată, având glicerină, sunt foarte hidratante pentru perioada aceasta și eu am problemă cu pielea mâinilor, mi se usucă destul de tare și nu știu cum să vă explic, mi se restrânge oarecum, deci toate inelele îmi sunt foarte, foarte lărguțe în perioada aceasta pentru că mi se restrânge oarecum, nu știu, cărnița aceasta din zona degetelor, știu că poate sună ciudat, dar asta am observat eu în perioada rece. Acum nu știu voi cum sunteți. Ei bine, da, a venit acum, deci o să am setul întreg. Mai departe, știți că am comandat tot așa, nu știu, sunt aici niște produse care, sinceră să fiu, nu știu ce e cu ele, dar pe acestea vi le prezint la final, chiar nu știu care e treaba cu ele. Știți că am comandat acele seturi cu rujuri lichide, acelea cu sclipici și creioanele de buze. Au venit data trecută majoritatea creioanelor, a rămas doar varianta aceasta, pune focus, Red Brick, este varianta creionului și oricum voi face un clip cu fiecare set în parte, urmează să-l fac când am puțin timp liber. Și aici sunt celelalte 4 rujuri lichide care acum au venit pentru că, ce credeți, s-a realimentat stocul. A fost la ofertă foarte bună, eu sper că bine rețin, 40 de lei sau 45 de lei setul format dintr-un creion de buze și aceste rujuri. Și vi le prezint așa în mare pentru că voi face swatch-ul lor, atât al lor cât și a creioanelor, într-un clip cât mai viitor. Avem aici nuanța Nude Surge. O secundă, nu vreau să rup ambalajul, așa că voi deschide așa. Vi le prezint acum doar așa. Sunt foarte, foarte drăguțe. Sunt cele cu sclipici. Am văzut că sunt un fel de dupe după Dior. Nu știu să vă zic. Mai departe, Rose Flash și sunt pe TikTok, sunt foarte comparate. Mă rog, se face diferența între rujul de la Avon și rujul Dior. Acum vă las pe voi să căutați clipurile respective, să vedeți dacă acest ruj merită 40 de lei sau rujul Dior merită 400-500 de lei, cât am înțeles că e. Ok, foarte frumoase nuanțele. Raset Shock, o altă nuanță. Mă bucur tare mult că au reușit să vină. Chiar le așteptam. Acesta este așa un cărămiziu, un fel de nude mai intens. E mult spus nude, e așa un maroniu, cărămiziu și îmi place foarte mult sideful acesta și următorul este Scarlet Flame. Cred că acesta este cel mai viralizat pe TikTok, da. Varianta aceasta de roșu, roșu corai, dar să știți, pe cameră nu captează atât de bine sclipirea pe care o are. Un astfel de rujuleț are valabilitate doar 6 luni de la deschidere și are 7 ml ca și gramaj. Sunt din gama Power Stay 16 ore. Și da, rămâne să le fac swatch-ul, cum am spus, într-un clip cât mai viitor. Vreau să mut din cealaltă cutie toate produsele aici pentru a putea elibera. Cutia este goală, o voi da la o parte. Și acum să vedem. Tot eu am luat din ofertele pentru reprezentanți acest set format din 3 rujuri plus săculețul acesta, poate fi folosit ca portfard.
A costat 35 de lei și nu a mai beneficiat de reducere, deoarece este de la zona aceea pentru reprezentanți, tip outlet, care au prețurile finale, deci nu mai beneficiază de extra reducere. Și vine ambalat super, super drăguț, dar eu îl voi deschide, pentru că, ce credeți, este un cadou pentru mine. Îmi place cel mai mult să îmi autodăruiesc cadouri. Și așa. Are și o pensulă, da, uitasem de pensulă. Stați să o deschidem și pe ea. Deci sunt trei rujuri, o pensulă pentru buze și acel săculeț care poate fi refolosit. Și eu sper că m-ați auzit, pentru că am fâșuit. Cu doar 35 de lei, chiar dacă nu au mai fost reduse, mi se pare un preț foarte bun pentru ele. Și este vorba despre o pensulă din aceasta cu două capete. Unul vine așa înclinat și subțire pentru conturul buzelor, aș zice eu. Și celălalt vine... Da, focusul astăzi nu este acasă. Ok. Da, așa arată. Este pensula cu numărul 204. În cazul în care sunteți interesați. Și aici sunt cele trei rujuri. Haideți să vedem. Le voi și deschide. Avem așa Bronze Glow. Și haideți să vedem nuanța. Sunt din colecția Shimmer Lipstick. Dar cred că este câte unul din fiecare. Nu m-am uitat exact la nuanțe. Acesta este din colecția Shimmer, adică cele sclipitoare. Nu voi face swatch. Așa arată. Este un nude maroniu, așa foarte, foarte drăguț. Foarte sclipi, exact cum îmi place mie. Bineînțeles, inscripționat cu logo-ul Avon. Următorul este din colecția Ultra Creamy și se numește Twinkle Pink. Oh my God, acest ruj l-am avut atât eu cât și mama mea de-a lungul anilor. Și-a schimbat ambalajele pe parcursul mai multor ani și este un roz piersiciu superb. Mereu mă reîndrăgostesc de această culoare. Uitați-vă cât de frumos este. Este așa ușor satinat pe buze, dar este așa un roz piersiciu, plăpând, frumos, de nelipsit din porfardul oricărei femei, zic eu. Orice femeie, la fel cum orice femeie se spune că trebuie să aibă cel puțin un ruj roșu, eu zic că orice femeie trebuie să aibă și această nuanță de piersiciu, pentru că este, nu știu, cel puțin pentru noi a devenit un must have, un clasic pe care trebuie să-l avem mereu între produsele noastre de make-up. Și următorul ruj este Ultra Mat din colecția Mată. Berry Blast și acesta este așa un vișiniu moguliu. Îl știu pentru că am o prietenă care îl adoră, îl iubește și știu că tot timpul și-l comanda de la mine. Între timp, da, acesta este. Între timp a devenit și ea reprezentant Avon și acum și-l comandă singură, cu reducere, bineînțeles. Și-l comanda odată la două... 3 luni, pentru că îl folosea foarte, foarte mult și mereu și-l comanda, fie că era la ofertă, fie că era la preț întreg. Acest ruj și în momentul de față este nelipsit din colecția ei și acum îl voi avea și eu. Da, și săculețul este gol, după cum se poate vedea, se poate refolosi. Pentru, fie pentru a păstra aceste produse sau pentru
altele, dar per total nu mi s-a părut scump deloc, 35 de lei. După cum am spus, sunt 3 rujuri plus acea pensulă cu capă dublu plus săculețul, deci în total 5 produse cu 35 de lei, un preț de neratat. Tot eu mi-am recumpărat această minunăție, loțiune de corp Faraway Beyond în ambalajul vechi, pentru care gramajul de 150 de ml. Și știți că în catalog sunt loțiunile noi de corp, dar care au gramajul acela de 125 de ml și au o altă formă ușor mai alungită, deci sunt mai micuțe oarecum. Această loțiune de corp a fost 12 lei, tot așa din ofertele acelea pentru reprezentanți. 12 lei preț final, nu a beneficiat de extra reducere, dar mi se pare un preț foarte mic. Este o loțiune de corp pe care eu o iubesc foarte mult. Persistă pe piele până a doua zi, spre seara, aș îndrăzni să spun. Cel puțin eu asta am remarcat, atât eu cât și prietenul meu. Gen, dacă acum seara, să zicem, eu fac duș, în momentul în care ies de la duș, aplic această loțiune de corp și undeva până mâine seară încă se simte mirosul. Foarte parfumat, foarte plăcut, este foarte cremoasă, hidratantă, îmi place enorm de mult. Mi-am luat doar una, dar cu siguranță dacă le voi mai găsi în My Avon Magazine, în campania următoare, voi lua mai multe bucăți, pentru că sunt sigură că la un moment dat se va termina stocul și acolo și chiar iubesc această loțiune de corp, la fel cum iubesc toată colecția Faraway și da, pentru mine contează cei 25 de mililitri, poate pentru voi este o cantitate nesemnificativă, însă, nu știu, eu care sunt adepta loțiunilor, cremelor, unturilor de corp, și îmi place să folosesc în fiecare seară, excepție, v-am spus, în acele momente în care după duș sau după baie am de ieșit în oraș, am o întâlnire sau am un eveniment la care trebuie să merg și sunt în criză de timp, ca să zic așa, atunci mi-aplic repede un spray din acela parfumat pentru corp, dar sunt mai puține acele dăți. Majoritatea... în fiecare seară, după ce ies de la duș, cer scuze că răgușesc, îmi aplic o astfel de loțiune de corp. Eu efectiv le mănânc pe pâine. Îmi plac atât de mult pentru că îți lasă pielea, în primul rând, super, super hidratată și mai apoi foarte plăcut parfumată. Cei care mă urmăresc știu, pentru că eu mereu cumpăr și recumpăr loțiuni și creme de corp și sunt geniale. Deci... da, eu recomand, mai ales dacă iubiți parfumul Faraway Beyond. Bun, acum aici am să scot catalogul campaniei numărul 12, valabil pe luna decembrie 2024, așa arată, și văd că din nou avem aici un set foarte bun. Aceste rujuri lichide împreună cu Today, mini parfumul Today din gama TTA la doar 30 de lei, un preț de neratat. Vă îndemn să-l achiziționați, este chiar cel mai bun preț al anului. Reducere de 45%, credeți-mă, merită. Și My Avon Magazine cu un nou set cu produse noi, pe care cred cel mai probabil și eu că îl voi achiziționa. Rămâne de văzut dacă plasez comandă și din această campanie. V-am spus, de fiecare dată când plasez comenzi, le veți vedea aici pe acest canal de YouTube. Bun, acum să vă prezint aici produsele despre care știu, și mai apoi să vedem ce produse sunt, pentru că sunt aici câteva produse pe care efectiv nu le știu și nu știu care e treaba cu ele. Haideți să vedem. Pentru că v-am spus la începutul clipului că sunt
pe nivel aur. De la nivel aur în sus sunt anumite, mă rog, este în fiecare campanie o anumită ofertă sau extra ofertă numită trial. Ce oferă acea ofertă trial? Adică fie un produs, fie două, trei produse la o super reducere, la un super preț, de care poți să beneficiezi dacă dorești, dacă nu poți pur și simplu să sari peste pasul respectiv și să-ți vezi mai departe deplasarea comenzii. Dar eu personal vă îndemn să profitați mereu de acea ofertă, chiar dacă poate voi personal nu folosiți toate acele lucruri din oferta respectivă. Poate le oferiți cadou, poate le scoateți la vânzare la prețul lor întreg și astfel vă faceți mult mai mulți bani. Este o mică părere personală. De data aceasta, setul trial a costat 30 de lei și conține 3 produse. Pentru început, această mascara Lash Genius, care este în nuanța Black as Black, nu știu cât se va vedea acolo la voi, dar este nuanța Black as Black. Este acea mascara aurie. Eu încă nu am testat-o, dar am avut cliente care și-au cumpărat-o de câteva ori. Are 10 ml, deci are și o cantitate destul de generoasă și are valabilitate 3 luni de la deschidere. Deocamdată nu o deschid, am câteva mascara deschise și aș vrea să mai termin din ele și poate revine clienta respectivă cu o nouă comandă, deci sunt asigurată oarecum cu acea mascara. Apoi, mai departe, al doilea produs din set este această cremă de la Anew, Platinum Lift and Tighten. Este crema aceea duală pentru zona ochilor, bineînțeles îmbogățită cu protinol, care și pe ea o găsim când e ofertată, zic eu, la vreo 30 și ceva de lei, când nu este mai scumpicică. 2 ori 10 ml, deci în total 20 de ml gramaj total. Și cel de-al treilea produs este mini apa de parfum Far Away, pe care la fel găsim când este super ofertat la 15-18 lei. Pe aceasta mi-o voi tot pune eu în gentuță. Așa arată iubitul parfum Far Away, efectiv îl ador și pe acesta. Este perfect acum în sezonul rece, este vanilat, pudrat, exact pe gustul meu, cum îmi place mie. Bun, acestea sunt cele 3 produse de la setul trial. Dacă sunteți pe nivelul aur sau mai sus, sper din suflet că ați profitat de acest set și l-ați achiziționat cu doar 30 de lei. Acești 30 de lei sunt prețul final, nu se mai beneficiază de nicio altă reducere. Și vă dați seama, poate doar crema o găsim la prețul acesta sau mascaraua, deși aceasta știu că am văzut-o și pe la 38 de lei, depinde de catalog. Deci vă dați seama că a meritat din plin. Dacă stăm să adunăm toate cele 3 produse, nu știu dacă le putem lua sub 100 de lei. Nu știu, plus sau minus, depinde de catalogul care este în desfășurare și de ce oferte, cât de ofertate sunt în acel catalog. Deci eu mă bucur enorm de mult că le-am luat. Mai departe vreau să vă prezint setul de noutăți, ca să zic așa, care a fost la 119 lei. O secundă să văd. Da. Și conține așa 119 lei preț de catalog, ca să zic așa, dar este în My Avon Magazine, dar beneficiază și de reducere aferentă. Din cei 119 lei, dacă scădem 30%, undeva la 83-84 de lei preț final pe aceste 3 produse. Și începem cu vedeta, ca să zic așa. Parfumul Celebrate, Today, Tomorrow, Always, în ediție limitată,
Este, dacă mă întrebați pe mine, o altă variantă a parfumului Today, doar că este o variantă care mie personal îmi place mult mai mult decât clasicul Today. Nu știu, are ceva aparte, poate că este ușor pudrat în comparație cu Celebrate. Eu ador parfumurile pudrate, mă caracterizează cel mai bine, îmi plac enorm de mult și poate de aceea îmi și place. Are 50 de mililitri și bineînțeles că este apă de parfum. Are și un ambalaj tare, tare drăguț. Păcat că mie mi-a venit îndoită aici cutia, dar asta este. Mai departe, un spumant de baie, Mulled Spice, 250 de mililitri și acesta am înțeles că miroase a mere și scorțișoară. Și un al treilea produs din set este un ruj, a cărei nuanță am ales-o eu și erau acolo trei nuanțe. O secundă să văd dacă am aici mai Avon Magazine ca să vă arăt. Da, îl am. Acesta este mai Avon Magazine și acestea, patru nuanțe, îmi cer scuze. Acestea sunt cele patru nuanțe și așa este setul, după cum v-am spus. Eu am luat nuanța Successful Mauve pentru că pe mine personal mă caracterizează aceste culori și sunt culorile pe care le folosesc cel mai des. Bun, haideți să deschidem Ultra Matte. Deci este un ruj, doamne, astăzi nu știu ce am, dar cred că de ce sunt în criză de timp și de ce știu că am de împărțit mai multe produse. Ok, așa arată. Este un fel de movuliu, nude, ceva de genul. O culoare foarte, foarte plăcută care merge perfect acum toamna, iarna, aș putea să zic că este iarnă deja. Tare încântată sunt de nuanța aliasă. Voi introduce din nou în cutia aceasta, portfardul acesta frumos despre care vă vorbesc acum. Bun. Era o extra ofertă, dacă pot să zic așa, în campania trecută, dacă achiziționai produse Anew în valoare de 120 de lei, 150, 175 și așa mai departe. Erau anumite praguri. Primeai anumite produse cadou. La fiecare prag, bineînțeles, era un alt produs. Eu, dacă bine rețin, am avut comandă de produse Anew de 179 de lei. Am avut două creme cu protinol, am avut acest ser, această cremă, deci vă dați seama că m-am încadrat la, cred că al doilea nivel, la care se primea cadou, cred că cu 5 lei sau 15 lei, nu știu, chiar acestea chiar nu mi le-am notat și nu aș vrea să vă spun prostii, dar dacă știți oferta, bănuiesc că o să vă dați seama despre ce este vorba. Deci, pentru că am avut acele produse comandate, am primit cadou așa, parfumul Faraway Rebel la 50 de mililitri și acest portfard care este absolut super, vine și super drăguț ambalat, așa arată, da? Voi da partea aceasta, uitați-vă și voi cât de drăguță e, deci așa arată, este un mov din acela lila, foarte, foarte drăguț. Și uitați-vă ce se află în interiorul portfardului. Avem pentru început de la Anew o mini apă micelară, Revitalizing Micellar Water, cu acid hialuronic și vitamina B3 pentru toate tipurile de piele. Are 50 de mililitri și este super, super cute. Și mai departe, să vedem, așa, avem, ce drăguțe sunt,
Această bentiță pentru a ține părul la o parte în momentul în care ne facem rutina de skincare sau ne machiem. Deci este foarte, foarte pufoasă și super, super plăcută. Și nu mai spun că este super cute pentru că este pinky, este roz. Avem aceste, nu știu cum să le numesc, sunt protecții din acestea pentru a nu se scurge apa în momentul în care chiar facem skincare-ul și să nu se prelingă apa până la coate, pentru că știm cu toate cât de enervant este atunci. Și avem acest mic prosop facial care se prezintă așa. Deci este super, super drăguț. Chiar super drăguț. Doamne, sunt adorabile. Le mulțumesc din suflet celor de la Avon pentru cadoul oferit. Așa arată portfardul. Este simplu. Aici are doar un buzunărel din acesta destul de consistent. Și este destul de încăpător. După cum se poate vedea, eu voi pune acum așa, urmează să le aranjez, să le tai etichetele și așa mai departe. Sunt super încântată. Eu oricum aveam pe comandă produsele respective și mă bucur tare mult că am putut să primesc acest portfard cu aceste lucrușoare drăguțe, atât de drăguțe ambalate și bineînțeles cu iubitul parfum Faraway Rebel, care trebuie să vă spun acum așa un mic hint. Pentru că s-a reformulat și s-a schimbat ambalajul, să știți că mie în trecut îmi plăcea destul de mult varianta veche a parfumului Faraway Rebel, dar acum, de când s-a reformulat, să știți că are o persistență mult, mult mai mare. Este, aș îndrăzni să spun, persistența parfumurilor Faraway, pentru că eu parfumurile Faraway ce le-am avut anterior în ambalajul vechi mi-a plăcut enorm de mult aroma, dar nu îmi plăcea faptul că nu persista mai mult de 2, maxim 3 ore nici pe haine, nici pe piele. Nu știu care a fost treaba cu ele. Ei bine, pentru că am făcut deschiderea într-un clip acum ceva timp, poate l-ați văzut, poate nu. Vă invit să-l vedeți în cazul în care nu ați văzut deschiderea parfumurilor Faraway din colecția nouă. Folosesc momentan această colecție și pot să vă spun așa un mic hint. Îmi place atât de mult că are persistență în sfârșit. Deci este mai mult decât binevenit, pentru că cu siguranță dacă nu, altfel ar fi fost recumpărat. Și aici eu am 3 produse. Sinceră să fiu, eu le-am văzut că îmi veneau în coș ofertate, dar nu știu să vă spun care e treaba sau de ce au venit ofertate. Poate am ratat eu vreo extra ofertă din aceea și nu știu, nu am fost pe fază, dar știu că mi s-au facturat în felul următor. Noul parfum Attraction Closer pentru ea. Este o apă de parfum la 50 de mililitri. Mi s-a taxat cu doar 10 lei. Acest elixir pentru baie și duș din colecția Avon Senses Essence. 500 de mililitri cu, cred că e floare de mușcată, dacă bine rețin, și cu portocale. Am înțeles că această colecție miroase foarte bine. Spre rușinea mea, încă nu am încercat-o. Cu 5 lei mi s-a taxat, în caz nu mai știu dacă v-am spus. Și avem aici o loțiune pentru mâini din aceeași gamă. La 250 de ml, tot cu 5 lei s-a taxat. Abia aștept să o folosesc, să văd aroma, să văd cum e. Nu știu, dacă voi știți care e treaba cu aceste 3 produse, dacă voi le-ați primit și știți oferta sau extra oferta legată de ele, v-aș fi tare recunoscătoare să-mi lăsați în comentarii. Eu oricum urmează de seară să-i scriu un mesaj reprezentantei, mă rog, coordonatoarei mele, ca să văd exact care e treaba cu ele, de ce le-am primit la aceste premii,
la aceste prețuri, îmi cer scuze, mă gândeam că poate sunt niște premii pentru că am comandat anumite produse sau de la anumite pagini, nu știu, eu m-am gândit în toate felurile, dar da, asta este. Dragilor, aceasta a fost și comanda catalogului cu numărul 11. V-am spus că am pus mai repede comanda pentru că așa a fost de această dată. A fost nevoie pentru o clientă să îi împart produsele mult mai repede. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți mereu alături de mine. Dacă v-a făcut plăcere să urmăriți și de această dată acest clip, vă invit să apăsați butonul de like, să-mi lăsați comentarii, sunt curioasă voi ce produse v-ați comandat din catalogul 11 sau ce produse intenționați să achiziționați din acest catalog și dacă v-am, nu știu, stimulat, ca să zic așa, să comandați oricare produs de aici, fie că e vorba despre unul sau poate este vorba despre mai multe produse, aș aprecia foarte mult să îmi lăsați mici comentarii la care promit să vă răspund cât de repede pot. Acesta a fost clipul, dragilor. Din nou, mii de mulțumiri pentru susținerea voastră. Eu vă pupăcesc, vă doresc toate cele bune, să aveți o zi sau o seară minunată, rămâneți aproape, ca de fiecare dată urmează noi și noi clipuri. Pa, pa!